Tulpina britanică de coronavirus continuă să se răspândească pe glob. Varianta mult mai contagioasă de COVID-19 a ajuns deja în 60 de țări. Între timp, autoritățile din Germania și Italia au decis să prelungească carantina până la mijlocul lunii februarie. Astfel, toate localurile de agrement rămân în continuare închise. Totodată, Uniunea Europeană pregătește o nouă strategie de imunizare a populației împotriva virusului SARS-CoV-2. Tulpina britanică de COVID-19, care este considerată de experți cu 50-70% mai contagioasă, provoacă mai multe victime decât coronavirusul inițial și este deja prezentă în cele 6 zone geografice ale OMS. Conform unui studiu realizat în Regatul Unit, până acum fiecare al 8-lea britanic a fost infectat cu COVID-19. Studiul se bazează pe teste de anticorp realizate în mod aleatoriu în rândul populației și care permit totodată identificarea persoanelor asimptomatice, nu doar a celor testate pozitiv și care prezintă simptome. Marea Britanie a înregistrat și cea mai mare rată de decese provocate de maladie. Peste 90.000 de persoane au pierdut lupta cu boala doar în cadrul celui de-al treilea val al pandemiei. Între timp, Uniunea Europeană a propus o nouă strategie de vaccinare a populației, prin care se presupune că până la începutul lunii martie, în țările UE, vaccinul să fie administrat la minim 80% din persoanele care au atins vârsta de 80 de ani, iar până în vară să fie imunizați circa 70% din populație. Iar odată cu vaccinarea va fi reintrodusă libera circulație pe continentul european, iar persoanele vaccinate nu vor mai trebui să stea în carantină sau să treacă un test la COVID-19. Sfârșitul pandemiei poate fi foarte aproape, însă apariția noilor tulpini de COVID-19 îngreunează situația și mărește numărul celor infectați. Acum, ca și niciodată, Europa trebuie să acționeze prompt. Acum trebuie să ne unim eforturile și să ne coordonăm toate acțiunile. Cu câteva ore înainte de a prelua puterea, președintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris au adus un omagiu celor peste 400.000 de persoane care au decedat în America din cauza coronavirusului. Această ceremonie a fost primul eveniment federal de comemorare a victimelor COVID-19. Ea a avut loc în ultima zi de președinție a lui Donald Trump. That's why we're here today. Cunosc din experiența familiilor noastre durerea pe care o simțim acum și vreau să mulțumesc tuturor medicilor și surorilor medicale pentru curajul vostru. Este important să ținem minte, uneori e greu să ții minte, dar trebuie, pentru că astfel ne vom lecui. Și este important să facem acest lucru ca și națiune și de asta suntem noi astăzi aici. Între timp, mai multe companii aeriene internaționale susțin ideea de a introduce un certificat de vaccinare împotriva COVID-19, cu care pasagerii ar putea să zboare liber prin Europa fără a mai fi obligați să efectueze teste PCR. Punerea acestuia în aplicare ar accelera revenirea la libera circulație și totodată ar ridica numărul turiștilor care au lipsit în perioada pandemiei.